de momentul de a se despărți de ucenicii lui, Domnul Iisus Hristos le spune câteva cuvinte foarte importante, extrem de importante ucenicilor și totodată și nouă. Toată puterea mi-a fost dată în cer și pe pământ. Duceți-vă și faceți ucenici din toate neamurile, botezându-i în numele Tatălui și al Fiului și al Sfântului Duh și învățați-i să păzească tot ce v-am poruncit. Și iată că eu sunt cu voi în toate zilele până la sfârșitul veacului. Amin. Cu câteva vreme în urmă, dacă vă aduceți aminte, am prezentat subiectul neprihănirii. În subiectul acesta al neprihănirii, citam din Ioan cuvintele care spun, vedeți ce dragoste ne-a arătat Tatăl, să ne numim copii al lui Dumnezeu. Și suntem. Și comentam cuvânt cu cuvânt această epistolă minunată a lui Ioan. Și la un moment dat spune Apostolul Ioan, împotriva celor care nu-și doresc lucrul ăsta, că toți cei care cred în Iisus Hristos sunt considerați neprihăniți. Căci neprihănirea se dă prin credință și nu prin sforțării omenești, prin chinuială, prin trudă, ci prin credință. Și după ce am prezentat lucrurile acestea, unii au fost încurajați, s-au bucurat și au mulțumit lui Dumnezeu. Dar au fost și alte persoane care s-au întristat, s-au încăjit. Și una dintre ele, după vreo două săptămâni, la o școală de sabat, undeva într-o biserică, nu se mai poate ține. Și vedea că se frământă și la un moment dat, cu toate că nu era legat de lecțiune, acea persoană, frământată așa din greu, două săptămâni și-a chinuit sufletul, a încercat așa cumva, cu un ton frumos, să spună că de fapt nu-i chiar așa cum am zis. Și m-a pornit râsul și a zis, uite, eu n-am putut altceva decât să citesc din ce a zis Dumnezeu, dacă zicea Dan. Era cu semnul întrebării, dar eu am citit ce scrie acolo, mi-a să nu credeți ce scrie acolo. Păi, ba, cred, dar nu. Cunoașteți dumneavoastră un neprihănit? Zic, da, cunosc mai mulți. Și sunt și aici, în biserică, da? Sunt oameni neprihăniți, așa spun. Și în subiectul acela, ca să vă mai aduc aminte puțin despre el, în subiectul acela, era o declarație din Sfânta Scriptură, care spune că oamenii care aleg să meargă pe calea neprihănirii, sunt considerați de Dumnezeu neprihăniți. Și până și neprihăniții cad de 7 ori, dar se ridică. Pe când cei nelegiuiți se prăbușesc în nelegiuirea lor, uitați. Și încercam din toate puterile să explic și acelei persoane, cu toate că nu era momentul la școala de sabat, era un alt subiect, să explic că nu a vrut să facă altceva decât să încurajez pe oameni cu un adevăr din Biblie, pe care le regăsesc oriunde deschid Sfânta Scriptură. Iov era neprihănit și încerca să zică, dar știți că, dar era neprihănit sau nu era? Știți că totuși vedeți că și el a trebuit să pochească. Zic, da, dar Dumnezeu a declarat despre el că era neprihănit. În final am încheiat toată discuția și după ce s-a încheiat școala de sabat, am luat-o de parte cu acea persoană și am zis, uitați, eu n-am venit să vă chinui. Dacă dumneavoastră nu vreți să credeți că pe lumea asta există neprihănit, e treaba dumneavoastră. Dar e scris în Biblie. Așa scrie în Biblie. Că cei care aleg și merg pe calea neprihănirii sunt neprihăniți. Avram a căzut și Dumnezeu l-a considerat neprihănit. Iov avea și el bubele lui și Dumnezeu l-a considerat neprihănit. Nici Satana n-a putut să comenteze ceva. Și din exemplu în exemplu, am încercat să-i spun că nu-i vreau rău, ci vreau binele. Însă, ca și final așa al discuției, spune, ce vedeți, nu pot să-mi scot din cap, ci e rău să fii căpos. E rău să fii căpos, să o ții la ta și să nu vrei să-i dai drumul. Să nu vrei să crezi că Dumnezeu îl consideră neprihănit și pe cel care poate tu îl desconsideri. Și pe cel care nu faci așa cum faci tu. Poate că le face mai rău decât le faci. Dar Dumnezeu poate că într-o zi, conform cu ceea ce a spus el, îl va considera neprihănit. Toți au păcătuit și sunt lipsiți de slava lui Dumnezeu. Și imediat în versetul următor, și toți sunt considerați neprihăniți prin credința în Iisus. Ați citit? Exact după versetul în care zice că toți am păcătuit, zice, și toți cei care își pun încrederea în Hristos sunt
considerat Dumnezeu neprihăniți. De ce m-a povestit toată această întâmplare? Pentru că se leagă de titlul predicii din seara aceasta. În opoziție cu discuția aceasta, care nu mi-a picat bine, dar a dus și ea un rezultat. Am avut ieri seară o altă experiență cu fetița cea mică, care nu are 2 ani. M-am pus aseară pe pat să deschid cuvântul și cum stăteam cu Biblia deschisă, înainte de a deschide gura să spun ceva, aleargă repede Helena, fetița cea mică, poate ați văzut-o pe aici, aleargă și zice, amin, amin. Și zic, eu uite, mă, ce-ai zis? Amain, amain. Nu poate să zică prea bine amin. Asta și m-am gândit, de ce oare, citind cuvintele lui Dumnezeu din Sfânta Scriptură, trebuie să te chinui, să-i spui unui om, măi, nu eu îți vorbesc, Dumnezeu îți spune, crede ce spune că e spre binele tău. Crede numai, cum spunea Domnul Iisus, crede numai și vei fi vindecat. Și atât de greu să stai de vorbă cu un om care poate de mulți ani e credință. Și omul acela face sforțări mari ca după ce a auzit cuvântul să-l creadă. Și trebuie să depui efort și să te rogi și să găsești argumente și să întorci cu Biblia, nici nu avea. Și la polul opus, o fetiță care vine și spune amin, înainte de a zice ceva. Nu știu dacă ați prins ce vreau să zic. Știți când spui amin, știți când se zice amin, adică așa să fie, după ce ți-a zis cineva ceva. Fetița aceasta mi-a dat o lecție și chiar mi-a dat și titlul pentru predica din seara aceasta. Titlul este chiar amin, așa să fie. Dacă pentru unii a citi din Sfânta Scriptură e un chin pentru că nu le vine să creadă ce scrie acolo, chiar așa să fie, să-l considere omul, să-l considere Dumnezeu pe omul păcătos, neprihănit la un moment dat, să poată să facă așa ceva, nu se poate, nu se poate. Și dacă e greu pentru unii să citească din Sfânta Scriptură, vine un copil și dă lecție și spune, uite, eu zic amin înainte de a-mi zice ceva. Nici nu știu ce vrei să zici. Dar bine mai copilă, dar dacă o să-ți deschid undeva și o să citești ceva ce nu-ți place, tot amin rămâne. Așa să fie. Bine mai, dar vezi că Domnul Iisus a zis acolo că nu-i ferice numai să primești jucării. Nici e mai ferice să dai. Și dacă ai 2, ferice să dai. Tot amin zic. Bine mai, dar dacă mai citesc acolo, când primești o palmă de la alt copil, tu să întorci obrazul ăla, mai zici amin. Amin! 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 Vedeți de ce unii nu vor intra în Împărăția lui Dumnezeu? Pentru că, cu toate că făgăduințele sunt atât de minunate și din partea lui Dumnezeu, nu vin de la oameni, nu vin de la predicatori, ci vin de la Dumnezeu. Și cu toate că făgăduințele lui Dumnezeu sunt toate da și amin, adică vei fi și tu, crede numai și vei fi vindecat, cu toate acestea, omului vine greu să creadă. Și vine un copil și zice, eu zic amin înainte de a-mi zice Dumnezeu despre ce-i vorba. Eu zic amin înainte de a ști despre ce-i vorba. Cine își mai permite astăzi să încheie un contract sau să facă o anumită legătură cu cineva sau să se înhame la un proiect cu cineva fără să știe despre ce-i vorba? Are cineva curajul să zic amin? O să fac așa? Te duci la o bancă, să te împrumuți și nu mai citești ce scrie acolo. Deci amin! Și semnezi. Nu poți. Nu poți. Și uite că vine un copil și mă vede că deschid Biblia, face diferența între cărți. Știe că, virgulă, cartea aceea cu coperți maro sau negre e de la la la, adică cântăm, și știe că aceasta e altceva. Când am zis că am deschis-o, amin! Așa să fie. Păi stai că nici n-am început. Amin. Dar însă copilul știe că nici nu trebuie să începi ca să crezi. Spune amin la ce a zis Dumnezeu. Amin. Așa e, cum zice aici. Între cele două feluri, două categorii de persoane, ne aflăm și noi. Câteodată ne avem niște argumente, ne avem niște dovezi ca să putem să zicem și noi amin, așa să fie. Și iată că vine un copil în fugă, nici n-aude ce a zis Dumnezeu și zice amin, amin. Spunea un somn inspirat de Dumnezeu că dacă copiii lui Dumnezeu ar cunoaște viitorul, l-ar lăsa pe Dumnezeu să lucreze în viețile lor, fără să se gândească cum, l-ar lăsa să lucreze liber,
și ar fi gata să-și dea chiar viața. Știind că Dumnezeu lucrează în viețile lor. Dacă copiii lui Dumnezeu ar cunoaște viitorul, ar ști unde se ajunge, l-ar lăsa pe Dumnezeu astăzi să-i poarte prin orice vale, pe oriunde, știind că El îi va duce în loc sigur. Și nu s-ar mai teme de fiecare mișcare, de fiecare lucru care, vai, dacă mi se întâmplă acum așa, dacă se întâmplă așa. Înainte de a pleca, Domnul Iisus Hristos le spune ucenicilor, iată că eu sunt cu voi în toate zilele. Adică și în cele rele, și în cele bune. Nu mai în cele bune, numai când sunt binecuvântat, e Dumnezeu cu mine. Și atunci când îmi este rău, și atunci când mi se întâmplă lucruri care nu-mi plac. Iată că eu sunt cu tine și atunci când ești binecuvântat și ți se mulțumește pentru predică, și atunci când ești bârfit, eu sunt cu tine. Diferența nu face cum te simți tu, ci diferența este dacă tu crezi și dacă pui la inimă ce îți spun eu. Iată că eu sunt cu tine toate zilele, și în cele rele, și în cele bune. Atât de frumos ar fi dacă fiecare eveniment al vieții noastre l-am așezat în mâna lui Dumnezeu. Zilele trecute, un tată cu un fiu mergeau cu mașina. Și la un moment dat, tatăl încalcă o regulă de circulație. Nu era vorba de accident sau de ceva, dar poliția stătea undeva după un colț și imediat a prins faza și a oprit acea mașină. I-a cerut tatălui permisul, talon, buletinul, tot ce trebuie, tatăl a dat. Și copilul întreabă pe tatăl, zice, da, tată, da, ai făcut ceva? Și tatăl zice, da, n-am dat prioritate. Și acum ce o să fie? Păi, zice tatăl, o să-mi ia carnetul, probabil, și o să plătești amendă. Și câteva puncte, ceva, cu penalizare. Și în timpul acela cât aștepta tatăl, copilul se tot uita. Știa el, avea el ceva, nu-i mergea lui mintea. Și la un moment dat se dă jos din mașină și copilul se duce la tată și întreabă, tată, nu dai un telefon să scoți permisul. Da. O fi de bine, o fi de rău, ce ziceți? Cei care aveți carnet, ați vrea să vă ia carnetul de conducere pentru 30 de zile, să mai plătiți o amendă, să vă dea și câteva puncte. Are un rost? Ce ziceți? Are? Tatăl se gândește un moment și zice, acum înțeleg ce vrea Dumnezeu cu mine. Zice, acum trebuie să-i dau și un răspuns la băiatul ăsta care e martor și vede. Și dă răspunsul și zice, uite care-i treaba. Aș putea să dau telefon și să nu-mi asum responsabilitatea, dar nu pot să fiu așa. Trebuie să-mi asum responsabilitatea, am făcut, plătesc, să-mi ia. Și l-a luat. L-a luat. A primit și amendă, a primit tot ce tot așa. La final a fost întrebat dacă are ceva de zis. Vă felicit pentru corectitudine. Și copilul stătea acolo și s-a uitat, lua notițe, nu pe hârtie, mintea lui, probabil. Probabil. Ce ziceți? Ne poartă câteodată Dumnezeu prin situații de felul ăsta și mai este cu noi în toate zilele și în cele când ne ia carnetul și în cele când ne-l dă înapoi? Ce ziceți? Ce ar fi fost mai bine? Să-i zică copilului, bă, ia fi atent aici. Ia, fi atent la tata. Alu, fă și mi-l vezi. Fă rost de... Dă-mi înapoi, te scu cu tare agent. Iar le sună pe cineva mai de sus. Era bine așa? Sau era bine să-i arate copilului ce înseamnă să fii responsabil pentru faptele tale? Ce ziceți? E o zi bună sau o zi rea când ți se ia carnetul? Depinde, depinde. Am auzit mărturia unor oameni care au fost la un pas de moarte. Și eu am fost la fel, de multe ori. Și spuneam în felul următor când s-au prăbușit urmile acelea gemene. Ce mâine dimineața aia mi-a sunat ceasul târziu, ca niciodată. Era o frază, nu știi, creștin. Și mi-era așa o jenă, nici nu m-am mai îmbrăcat, bine, nici nu mi-am luat pantaloni, haine, am fugit, ce să vezi? Bineînțeles că dacă am întârziat, s-a dus și autobuzul. Hai de mine! Și acum mă gândeam în mintea mea, ce să zic ăștia, uite, pocăitul, vezi, ăștia credincioși, întârzi și la lucru, oare așa întârzi și la biserică? Și își făceau tot felul de scenarii și
Se străduiau, gata, repede, taxiul, telefoane, să ajung, să fie, și au ajuns cu câteva minute mai târziu. Și atunci au dat seama și au zis, Doamne, era cât pe aici să dau peste cap la mântul. Era cât pe aici să ajung când trebuie. Și trebuia să ajung când nu trebuia. Trebuia să ajung puțin mai târziu. Și a ajuns mai târziu. Și altul povestea, zice, aveam o pereche de pantofi care mă tot gena. Și mi-am făcut o bătătură, vreo nu știu câte zile înainte, o bătătură, talpă la deget, nu știu pe unde. Și zice, în dimineața aia, nu știu cum să mă fac, că mă doia atât de tare și am pornit la drum și am pornit. Zice, la un moment dat a început să mă doare atât de tare că n-am mai putut și a trebuit să mă întorc înapoi acasă. M-am întors înapoi acasă, să-mi iau azi papuci, să văd, să fac ceva, că nu mai puteam. Și când am ajuns la turnuri, am întârziat. Și am mulțumit de Dumnezeu că lucrurile nu s-au întâmplat așa cum am vrut eu. Și am mulțumit că a fost cu mine, că puteam să ajung la timp și să fiu mort. Există evenimente de felul acesta care nu ne plac în viața aceasta. Și Domnul Iisus Hristos tocmai de aceea le spune ucenicilor, iată că eu sunt cu voi în toate zilele, și în cele rele, și în cele bune, până la sfârșit. Iar voi trebuie să ziceți? Amin. Mă gândesc că ucenicii, ca și răspuns al Domnului Iisus Hristos, au zis, amin, așa să fie, să fii cu noi în continuare. Țineți minte de evenimente de felul acesta din Sfânta Scriptură, în care oamenii n-au înțeles de ce Dumnezeu lucrează așa dur cu ei, cu sufletele lor. N-au înțeles de ce au făcut lucrurile astea, că dacă ar fi știut, ar fi zis de la început, amin. Dar n-au zis de la început, amin. S-au răzvrătit, sau au încercat să scape, să negocieze cu Dumnezeu. Oameni credincioși lui Dumnezeu. Pentru că n-au știut unde va duce drumul acela pe care îi poartă Dumnezeu. Dar dacă ar fi crezut că Dumnezeu este cu ei, și în zilele bune, și în cele rele, nu s-ar mai fi văietat atât. Unul dintre cazuri este Iov. Într-o zi pierde tot. Altfel ar fi fost dacă Dumnezeu s-ar fi dus la el și ar fi zis, Iov, ești gata să renunți la permisul tău de conducere pentru 30 de zile, să mai plătești oameni. Uite, vreau să-l învăț pe fiul tot ceva. Dar altfel n-am cum să-l învăț. Ești gata? Iov ar fi zis, sigur. Doamne, sigur. O să mă duc azi. Mă duc cu bicicleta, nu e nicio problemă. Dacă pentru asta e, îl dau. Dacă nu, parcă aș vrea să-l scot. Dar eu, știi, ai o soție care nu prea e cum trebuie. Și mai ai și niște prieteni. Este așa de votat, prieteni buni ai tăi, dar nu cum trebuie. Și eu vreau să le dau o lecție. Și eu, hai să ți-o zic în față, că ești ca prietenul meu. Și tu ai niște pete care se scot greu. Mai lăsa să-ți iau toți banii pe care i-ai? Toată oameni, i-ai. Dar mai lăsa să-ți iau și turmele pe care le-ai. Da, Doamne, iară, dacă în final va aduce ceva bun, știu că Tu ești cu mine, și la bine, și la rău. Eu mai putea să zici amin dacă ți-aș lua și copiii. Dar, Doamne, pentru ce? Chiar așa de scump ar trebui să fie, chiar așa? Dar eu nu mai pun întrebări, ai vrea? Noi ce-am zice de aici atât de bănci? Zi eu, zi, amin, că nu-i permisul nostru, nu-s soile noastre, nu-s banii noștri, nu-s copiii noștri, amin, zi eu, hai, că acum e momentul. Vedeți? Cuvântul acesta, amin, pe care îl rostim de foarte multe ori, e foarte important. Și amin dă slavă lui Dumnezeu în fața îngerilor și în fața lui Satana, mai ales în zilele rele. Când ți se ia carnetul și nu știi de ce, când te lovești o boală, când te lovește o mașină, când ți se ia salarul, când ți se taie, atunci o să mai spui amin? Și vine un copilaș și vede că am deschis Sfânta Scriptură și zice amin, indiferent ce zici, amin, așa să fie. Nu știu dacă voi uita vreodată lecția asta. Sunt multe lucruri pe care nu le înțeleg. Însă, dacă nu uiți ultimele cuvinte pe care le-a spus Iisus Hristos, iată că eu sunt cu tine, în toate zilele. Și atunci când faci prostii, atunci când vezi că datorită unor decizii te-ai îmbolnăvit, atunci când vezi că datorită unor decizii ți-ai pierdut serviciu, atunci când vezi că datorită unor decizii s-a întâmplat ceva rău în casa ta și în familia ta, dacă atunci poți să spui amin, Doamne, îți încredințez lucrurile acestea ție, pentru că știu că în mâna ta
va fi bine. Dacă poți să spui atunci amin, înseamnă că tu chiar crezi în Dumnezeu. Și iată că eu sunt cu tine în toate zilele, și în cele rele, și în cele bune. Până la sfârșitul, nu al tău, ci până la sfârșitul viacului. Și apoi ucenicii zic, amin, așa scrie. Dar ce știi tu cum lucrează Dumnezeu? Și spunea profetul acela, zice, dacă am ști noi unde vom ajunge, dacă ne lăsăm călăuziți de Dumnezeu, noi înșine am zice, amin, așa să fie, Doamne. Și am fi gata să trecem și prin valea unei morți. Și am fi gata, zicem, Doamne, poți să-mi ieși viața, nicio problemă. Eu nu pot să zic decât amin, adică așa să fie, pentru că știu că tu mă vei duce exact la destinație, exact acolo unde trebuie. Iată că eu sunt cu voi în toate zilele. Amin. Aș vrea să vă aduc aminte doar de două evenimente. Două evenimente din Sfânta Scriptură. Începusem cu Iov. Parcă, gândiți-vă, cum sună dacă lui Iov i-aș fi spus Dumnezeu, știi ce este în joc aici? Aici nu-i vorba de banii tăi. Nu-i vorba de familia ta. Aici nu-i vorba de oile și de boii și de măgărițele pe care le ai tu. Nu-i vorba de asta. Aici e vorba de ceva mai presus pe care tu nu-l înțelegi. Nici nu pot să-ți spun. Dar crede-mă că dacă ai ști despre ce e vorba, tu însuți ai zice amin. Și eu se zvârcorea. Ai niște prieteni, eu. Vorbesc toată ziua. Sunt băieți deștepți. Sunt culți. Au teologii. Nu pot să-i fac să tac. Aș vrea să-i fac să tacă 7 zile să înveți o lecție. Aș vrea să te fac și pe tine să taci. Tu ai niște prieteni. Și soția ta ar trebui să o las un pic să vadă cum e. Știți ce a zis soția? Hai, lasă-mă să lucrez. Satana ți-a pregătit surprizele astea, dar lasă-mă să lucrez. Pune-ți încrederea în mine. Eu sunt cu tine în toate zilele vieții tale, și la bine, și la rău. Tu spune numai amin și o să vezi cum se va termina. Și cum s-a terminat? Cum s-a terminat în dreptul Iov? Ce chiar dacă el credea că Dumnezeu îl nimicește, chiar dacă îmi vei nimici toate oasele, ce ochii mei să rămână. Și vor vedea de Mântuitorul, eu mi-am pus toată încrederea în el. Nu știu de ce te porți așa cu mine. Nu știu ce ți-am făcut, de ce crezi că eu sunt chiar cel mai nenorocit dintre? Uite că n-am fost chiar așa. Și tu știi că am trăit în viața aceasta așa cum ai cerut tu. Am greșit, într-adevăr, dar în inima aia am trăit așa cum ai cerut tu. De ce te porți așa cu mine? Eu nu știam că dacă ar fi știut, zice la final, pun mâna la gură și zic, amin, așa să fie. Da, nu mai spun nimic. Dacă ar fi știut eu că evenimentul din această viață, din viața lui, ar fi dus la, nu știu dacă s-au pocăit și prietenii lui, nu știu dacă s-au pocăit soția lui, dar știu că mulți alții s-au pocăit pe baza a ceea ce s-a întâmplat în viața lui. Dacă ar fi știut eu ce impact va avea evenimentul din viața lui asupra umanității, ar fi zis de la început, amin, dar pentru că n-am știut. Un alt eveniment este tâlharul acela de pe cruce. Știți că era forfata aceea, era judecata, oamenii erau ocupați cu lucruri importante. Cum să-L judece pe Iisus? Cum să-L judece și să-L ucidă? Și era și un tâlhar acolo. A făcut ceva de a fost condamnat la moarte. A făcut ceva destul de grav. Și dacă ar fi venit Domnul și ar fi zis, auzi, tâlharule, n-ai vrea să îți fac cunoștință cu Iisus? Dar trebuie să stai de vorbă față în față cu el. Că cei de lângă el sunt preocupați cu alte lucruri. Mai puțină vreme cât va fi printre voi, n-ar vrea să-ți fac cunoștință cu el? Cum să mă sigur așa? Auzi, dar știi că aș vrea să te pun pe locurile din față, ca să poți să vorbești cu el. Știi ce zic, da? Auzi, n-ai vrea să-ți ofer locul întâi. În lojă, spune, zice, pe rândul întâi. N-ai vrea să te pun pe rândul întâi, să fac o discuție cu Domnul Iisus. Tu nu știi de ce, dar o să-ți fie bine, n-ai vrea, da. Da, Doamne, amin. Dar auzi, ca să ajungi acolo, o să-ți pierzi viața. Mai zici amin? Ce ziceți? Tâlharul ăla de pe cruce. Dacă ar fi știut unde va aduce discuția cu Domnul Iisus, că mai târziu, nu știu dacă s-a mai fi întâlnit, cine știe, poate fi fost tot la furtișagurile lui, la crime, ce-o fi făcut. Dacă ar fi știut tâlharul, ar fi zis, nu?
Ar fi zis, nu, dar ar fi știut, acum e momentul să primești mântuirea. Ar fi zis el, nu? N-ar fi zis el nimic. Toată harul săracul n-a știut. Și în momentul în care nu știa ce să creadă și-a îndreptat ochii către Iisus. Și a avut acea discuție care, dacă era mai jos, nu se putea zice. Toată lumea urla, zbiera, țipa, blestema, scuipa, făcea mișto, bajucurea până chiar și celălalt de pe cruce. Și el primise rândul întâi, locul întâi, ca să stea și el de vorba. A fost mai deștept. Și tâlharul acesta zice, Doamne, adu-ți aminte când vei veni împărăția ta. Și Domnul Iisus Hristos zice, amin, numai când aduc aminte. O să fie acolo cu mine. Azi îți spun, cu mine, traducerea cea mai exactă este cam așa, cu mine în rai vei fi. Astăzi. Astăzi îți spun. Vedeți, niciun lucru dintre cele care ni se întâmplă nouă în viața aceasta nu este la întâmplare. Nimic nu e întâmplător, nici măcar faptul că te-ai născut nu e întâmplător. Și așa acum la încheiere să vă citesc câteva gânduri pe care le-am găsit aici, tot în Sfânta Scriptură, câteva gânduri care certifică ce am spus eu acum și care pun punctul pe ei la amin. Iată ce spune Psalmul 139. Doamne, Tu mă cercetezi de aproape și mă cunoști. Știi când stau jos și când mă scol. Și de departe îmi pătrunzi gândul. Știi când umblu și când mă culc. Și cunoști toate căile mele. Când nu eram decât un plod fără chip. Adică ceva acolo. O fornicătură în burta mamei. Când nu eram decât un plod fără chip, ochii tăi mă vedeau și în cartea ta erau scrise toate zilele care mi erau rânduite mai înainte de a fi fost vreuna din ele. Înainte ca să mi se întâmple mie ce mi s-a întâmplat și înainte ca să ți se întâmple dumii tale ce ți s-a întâmplat, și înainte ca să ți se întâmple ce o să ți se mai întâmple, Dumnezeu le-a scris undeva în carte. Știe când ziua în care tu vei plânge, știe ziua în care vei fi răstignit, dacă vei fi răstignit, știe ziua în care te vei pocăi, dacă te vei pocăi, știe ziua în care vei mulțumi lui Dumnezeu, știe fiecare gând, fiecare lucru, te știe înainte de a se fi gândit mama și tata ce numai să-ți spună. De atunci te știe. Și spune el, în cartea ta erau scrise toate zilele care mi erau rânduite mai înainte de a fi fost vreuna din ele. Cât de nepătrunse mi se par gândurile tale, Dumnezeu, și cât de mare este numărul lor, dacă le număr sunt mai multe decât boabele de nisip. Când mă trezesc, sunt tot cu tine. Amin. Nu-i așa, ce cuvinte minunate, pun punctul pe I, la amin. Să știi că Dumnezeu te cunoaște încă dinainte de a avea o fizionomie, o față. El cunoaște totul în amănunt, știe și cum îți vei sfârși viața. Să nu spui tu amin când Dumnezeu permite să se întâmple ceva în viața ta. Desigur, în zilele bune e foarte ușor să vorbești. Dar, cu siguranță, vor urma și zile mai rele. Atunci e nevoie să vă aduceți aminte și să ne aduc aminte de cuvintele pe care le-a spus Domnul Iisus. Iată că eu sunt cu tine în toate zilele vieții tale. Iată că eu cunosc căile tale, cunosc gândurile tale, știu pe unde vei umbla. Așează mâna lui Dumnezeu orice eveniment din viața ta. Și Dumnezeu va transforma orice lucru rău într-o binecuvântare și într-o biruință. Și lucrul acesta nu te va face decât să poți să spui și tu într-un final, așa cum au zis ucenicii, amin. Iisus Hristos cu gura Lui a spus, iată că eu sunt cu tine până la sfârșitul veacului, în toate zilele, și în cele rele, și în cele bune, și în cele în care mă vezi și crezi că eu te binecuvântez și așa e, și în cele în care nu mai vezi nimic în fața ochilor tăi din cauza durerii. Eu sunt cu tine. Poți să spui amin? Și bine ar fi dacă în ziua aceea sau în zilele acelea, când nu mai înțelegem ce se întâmplă în jurul nostru, am putea să zicem și noi, amin.
Aș vrea să mă rog cu Dumnezeu să ne ierte și să ne aduc aminte de fiecare dată când vom fi la greu, dar și când vom fi la bine, că noi nu avem altceva de făcut decât să zicem amin. Aș vrea să vă rugați împreună cu mine. Îți mulțumim, Părinte Sfânt, din inimile noastre că în seara aceasta ne-a adus aminte de frumoasele cuvinte care declară că Tu ești cu noi și la bine și la rău. Doamne, ajută-ne să nu mai perpelim atât și să nu mai stresăm atât de mult atunci când vine cazul asupra noastră, ci să ne punem toată încrederea în Tine. Ajută-ne, Doamne, că atunci când vom deschide Sfânta Scriptură, să nu mai căutăm argumente și să nu mai vrem dovezi, ci să spunem ca acel copilaș, amin. Ajută-ne, Doamne, ca de fiecare dată când Tu vei interacționa în viața noastră, să fim gata să spunem, amin, Doamne, fă așa cum crezi Tu, pentru că Tu știi mai bine. Suntem atât de fericiți că ești alături de noi și ne cunoști și ai vegheat din clipa în care încă nici nu aveam față, nu aveam chip, ai vegheat asupra noastră. Te rugăm, Părinte Sfânt, să veghezi până la final. Știi că Tu ce-ai promis, așa ai făcut și te-ai ținut de cuvânt. Și că toate cuvintele Tale sunt da și amin. Te rugăm, Doamne, ajută-ne ca în viața aceasta pe care o mai trăim pe acest pământ să trăim cu gândul doar la Tine și să nu uităm nici o clipă a vieții noastre că Tu ne-ai promis și că Tu ești alături de noi. Numele Tău să fie binecuvântat al Domnului Iisus și al Duhului Sfânt pentru toate aminurile pe care le vom spune câtă vreme vom mai trăi. Amin. Amin.